ok, suntem pe 4 iulie, încercați să ignorați zgomotul ăsta. Absolut infernal, măcar de data asta nu s-a apucat să dea cu bormașina la 8, ci la 10. Oricum, e îngrozitor, pentru că vreau să filmez. Ieri nu am mai filmat pentru că a venit prietenul meu, fix când îmi aranjam trepiedul și tot, a venit la mine și mi-a făcut o surpriză. Și după aia, pentru că sunt un vlogger începător, un super noob, am plecat în oraș fără cameră, evident, și n-am mai filmat nimic. Deci, da, 4 iulie. Dacă s-ar opri din renovat, aș putea să filmez. Și sper să se întâmple asta cât încă am lumină, pentru că astăzi e o zi cu lumină. Dar vecinul meu își renovează apartamentul. Da. Nu știu ce altceva să vă zic momentan. Cam atât. Revin mai târziu dacă se întâmplă ceva interesant. Oricum, vlogul ăsta, v-am zis, e fail. E primul vlog, e fail. Tocmai am terminat de filmat produse terminate. Nu pot să cred. Da. Ui! Am aici sacoșa cu produse terminate și încă una aici și trepiedul și da. Este. Cred că va dura o eternitate acest clip cu produse terminate pentru că am filmat o grămadă și mă dor și ochii. Am aplicat un ruj super trăsnit care știu că nu va fi pe placul tuturor, însă hei, ce poți să faci? Nu poți să mulțumești pe toată lumea viața asta, nu-i așa? Da. Sper să vă placă clipul cu produse terminate când va apărea și trebuie să filmez zilele astea, introducerea pentru canal de vloguri, clip în care mi-anunț canal de vloguri. Yay. We can do this. Vara anului 2017 va fi epică împreună. Așa, așa, aici stai. Las-o. Așa, băi, voinicule. Stai în centru, Adrian. Acolo. Așa, hai cu Sergiu, hai! Bine, hai, Liviu. Da, da, da. Gagi, Gagi! Bine, hai Adi, hai Adi la poartă! Așa! Aici, bravo, Adi, hai, hai du-te, Iulie! Bravo, ai pasat și s-o scos. Numai asta n-am filmat, din tot ce am filmat până acum. Hello! Lumina în camera mea e încrustor de galbenă noaptea, adică lumina artificială, am becuri cu lumină caldă. Însă, da, pentru vloguri bănesc că nu e atât de important. Mi-am pus din nou mască cu argilă și la fel am combinat argila de la Slavital cu argilă verde. Mereu când petrec mai mult timp acasă, îmi fac măștile acestea cu argilă pentru că mi se pare că mă ajută foarte mult la detoxifiere și la curățarea tenului. Chiar mă ajută să scap de coșuri. Am aplicat-o și aștept să se usuce. Va dura cam 20 de minute, cred. Astăzi am fost cu prietenul meu la finala unui campionat de fotbal, cum ar veni, e foarte pasionat de fotbal și a și jucat la echipa locală, acum nu mai joacă, dar participă la turnee mai micuți și am fost să-l susțin, am filmat puțin și am filmat vreo un sfert de oră, timp în care nu s-a întâmplat nimic interesant, adică în sensul că n-a dat el niciun gol și în secunda în care am oprit filmarea a dat gol. Deci, așa ceva, am zis că nu se poate. Deci, da, asta se numește ghinion. Azi fiind 4, mâine 5 iulie și se afișează rezultatele de la BAC. Voi merge dimineață cu o prietenă la liceu să vedem ce a făcut. Am super mari emoții pentru ea, pentru prietena mea Diana de la Piatra Neamț, pe care ați văzut-o și în clipuri cu mine, și pentru Andra, pe care trebuie să o urmăriți dacă nu o urmăriți. Și pentru verișoara mea, care a terminat și a 12 acum. Și oficial după anul ăsta nu mai cunosc oameni de la liceu, dar stau cu emoții pentru ele. Și asta voi face mâine dimineață. Dacă reușesc să mă trezesc destul de devreme, vreau să filmez rapid ceva, însă nu garantez că mă voi trezi.
Deci, da. Acum voi sta cu masca. Și după aceea mă duc să mă culc. Cam asta e tot pe ziua de azi. Vă pup și ne vedem mâine. Suntem pe 5 iulie, s-a afișat rezultatele la BAC și sunt super mândră de toate prietenele mele care au luat note foarte bune și de verișoara mea. Dacă te uiți la mine, Magda, felicitări! Eu acum m-am machiat foarte rapid și lejer. Mi-am făcut sprâncenele, rimel, fața și vreau să mănânc niște cireșe și niște caise pentru că e vara și sunt fructe proaspete. Și asta voi face momentan, după care am niște treabă prin oraș și mai vedem. O să vă iau cu mine. Ce faci, Teri? Da, da, băiat. Hai. Ce faci? Ai pupat? Ai pupat azi? Da. Din nou, mască cu argilă. Pe pliantul cu instrucțiuni de la Argila Asla Vital, ei recomandă o cură de 7 zile cu masca aceasta, cu argila lor, împotriva acnei. Și cam așa îmi place să o folosesc, în sensul că îmi aplic mai multe zile la rând masca cu argilă și chiar observ rezultate foarte bune și mi se curăță fața foarte bine. Astăzi am fost la prietenul meu, n-am stat mult, am ca niște zmeură din curte și în rest nimic. Am venit acasă, m-am apucat să citesc o carte aceasta, căutând-o pe Alaska. O să o arăt și într-un haul și trebuie să fac și un videoclip în care să vă vorbesc despre cărțile pe care le-am citit în ultima perioadă, pentru că s-au adunat câteva și chiar vreau să vă vorbesc despre unele dintre ele. Iar acesta e cea mai nouă. Am mai dat acum o comandă pe Elefant. Aștept să vină și aceea, pentru că vreau să fac un videoclip să fie haul și să vă și vorbesc despre cărți în el. Și cam atât. Acum aștept să se usuce masca, după care mă voi spăla pe cap și vreau să folosesc uleiul nou de la Moroccan Oil, pentru că sunt foarte curioasă cum e și dacă va fi diferit de cel de la Dove. Sigur va fi altfel, însă sunt curioasă în ce sens, dacă îmi va plăcea mai mult. Cam atât. O să vă împărtășesc mai târziu sau mâine părerile mele despre ulei. Încă mă consider un vlogger groaznic, dar e încă primul vlog, deci aveți răbdare cu mine. Cred că voi termina acest prim vlog undeva aici, pentru că probabil am adunat destul de minute. Vă pup și sper că aveți o zi sau o seară minunată. Bună dimineața! Suntem pe 6 iulie și astăzi am vrut să-mi fac un mic dejun mai elaborat și foarte sățios, să zicem. Aici am tofu, un ochi, o jumătate de roșie, niște mâncărică de cartofi cu ciuperci pe care aveam deja pregătită și aici sunt, este o lipie pe care am tăiat-o în mai multe bucățele și am încălzit-o și așa arată un mic dejun vegetarian foarte sețios și gustos. Și când te gândești că vecinul tău poate termină cu datul cu bor mașina, nu. Nu a terminat. Da, aștept dimineața în care nu o să mă mai trezească zgomotul ăsta. Bine, deși azi am devenit puțin imună și am dormit cu toată bor mașina. Da, am mâncat micul acela dejun pe care l-ați văzut și sunt atât de plină. Simt că nu pot să mă învârt nici de pe o parte pe alta, deci m-am așezat în pat pentru că trebuie să aștept să se așeze mâncarea. A fost super multă, dar foarte bună. Și da, nu cred că îmi va mai fi foame pentru câteva ore bune. Și pe lângă vecinul meu care dă cu bor mașina, afară a început să plouă și e răcoare. Deci nu prea știu ce o să fac azi. Aș vrea să merg la un film, la absolut tot. Să mă gândesc.
mall și mi-am luat bilet la absolut tot. Voi merge, mai am jumătate de oră până începe filmul. Din păcate, în România nu prea e permis filmatul în locurile publice, gen în mall. Deci măcar pozele nu sunt permise, deci nu pot să filmez acolo. Sper că m-auziți. Adică sper că, nu știu, nu acopăr microfonul cu mâna sau ceva. Da. Păi merge să văd absolut tot și după aia merg acasă. A plouat super tare astăzi. Am fost la un suc, v-am filmat. Vă vedeți că bate și vântul. La mall am mâncat o gogoașă de la domnterie și aștept să înceapă filmul. O să vă spun părerile mele despre film când ajung acasă. Cam atât, pentru un moment. Vă pup și ne vedem mai târziu. Hei, am ajuns acasă după film. Am văzut absolut tot. În engleză titlul este Everything, Everything. Și mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Să vă arăt că am... I-am citit și cartea. O am aici. Așa arată, e super drăguț. Acum am văzut că a apărut și ediție cu coperta după film făcută, însă eu am pe aceasta care e dinainte să apară filmul. Și eu vă recomand mai întâi să citiți cartea, apoi să vedeți filmul, pentru că, în primul rând, asta e ideea cea mai bună cu orice carte care are și film. Pentru că înțelegeți altfel povestea filmului, de obicei în film se omit anumite lucruri și în carte sunt mai multe detalii și sunt prezentate altfel trăirile personajelor. Însă consider că filmul e foarte drăguț, mi-a plăcut mult de tot de actorii principali, de Maddie și Ollie. Ea e super frumoasă și el are așa un șarm. Sunt super drăguți împreună și au făcut o pereche bună pe ecrane. Și da, mi-a plăcut mult filmul. Vă recomand să citiți cartea, apoi să vedeți și filmul. Și mă bucur mult că am făcut ieșirea asta în seara asta. Deci sunt super frustrată că în România nu putem să filmăm în o grămadă de locuri pentru că e spațiu public și nu e voie. Da. Și din păcate trebuie să fac o grămadă de vlogging de aici, de acasă, vorbind cu o cameră. Life happens. Cam atât pe azi, cred. O să fac curat. Am totul super răvășit prin casă și o să-mi fac și eu parte din bagaj, pentru că peste câteva zile voi pleca în practică unde voi filma mult și acolo voi putea să filmez lucruri interesante. Cam atât pe astăzi. Ne vedem mâine și mâine sper să fie și vreme ca să pot filma ceva, pentru că azi a plouat și a fost iar întunecat. Și mâine aș vrea neapărat să filmez un machiaj, pentru că mi-e super dor să filmez așa ceva. Dar să vedem ce va fi. Vă pup! Noapte bună! Sau bună dimineața, depinde când vă uitați la vlogul meu. Și cam atât. Pa, pa!